Marți, în sala de ședință a primăriei Megidie, a avut loc o dezbatere publică. Cele două teme puse în discuție au vizat zonarea municipiului Megidia și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018. Primul punct pus în discuție a fost zonarea municipiului Megidia, întrucât aceasta joacă un rol destul de important în vederea calculării impozitului pentru anumite proprietăți. Zonele din intravilanul și extravilanul localității se identifică prin literele A, B, C, D, în funcție de apropierea de centru și dotări. Delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul cât și în extravilanul localităților, se stabilesc prin hotărârile adoptate de către consiliile locale, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale pe baza mai multor documentații. De la ultima zonare până acum am cuprins câteva străzi noi. Ele sunt în perimetrul zonelor C și D, adică mai departe de centru. Ele au apărut ca urmare a modernizărilor petrecute în ultimii vreo 3 ani și jumătate, cum este transfrontaliera din cartierul de Est, cum sunt două străzi din cartierul de Nord pe care le-am modernizat și ele, de fapt, au fost la penultima zonare cuprinse în acelea zone de impozitare, adică ori în C, ori în D, depinde de străzile, de unde s-au regăsit, dacă s-au regăsit mai aproape de centru sau mai departe de centrul localității. Cel de-al doilea subiect supus dezbaterii a fost stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018. Pentru anul 2018 se măresc taxele pentru zona urbană, acolo unde se regăsesc clădiri care beneficiază de dotările specifice unui municipiu de rang 2. Pentru zonele mai puțin favorizate, cum sunt terenurile extravilane, taxele rămân la nivelul celor din 2014, având în vedere că acolo se desfășoară activități agricole și nu sunt dotări rezidențiale. Taxele și impozitele se vor mări cu maxim 20%, dar procentul este variabil, calculându-se după indicatorii tehnico-economici. Cei care vor simți o creștere sensibilă, să zicem, sunt cei de obicei care sunt în zona de centru a orașului, deci în zona A sau zona B, apropiată de centru, care au parte de toate beneficiile civilizației, să zic așa, și electricitate, și iluminat public, și gaze, și apă, și șosele asfaltate, modernizate, dar creșterile nu or să fie foarte mari. Nu știu dacă vreun contribuabil care are un apartament sau o casă în aceste două zone mai apropiate, să zicem, or să plătească în plus maxim 15-18 lei, nu știu să vă spun acum, pentru că depinde de valoarea clădirii, de suprafața de teren, depinde de situația fiecărui contribuabil în parte. Cine este curios și vrea să știe dacă o să plătească și cât o să plătească în plus, că ceva se plătește în plus, dar nu foarte mult, îl așteptăm la Serviciul de Impozite și Taxe și în măsura în care putem, noi îi calculăm în funcție pentru fiecare în parte, deci nu se vine la grup, că este secretul fiscal și așa e corect. Dar contribuabilii care vor să afle cât o să plătească la anul, se pot adresa la noi și un calcul sumar îi putem lămuri în această privință. Dezbaterile publice sunt deschise participării tuturor cetățenilor și oricăror grupuri interesate.